Bun găsit, fraților! Sunteți pregătiți de noul sezon? În marile campionate, cum ar fi Anglia, Spania, Germania sau Franța, s-a tăiat deja panglica. Dar să nu uităm că astăzi e duminică, deci e timpul potrivit să discutăm despre transferuri. Eu vă mulțumesc că îmi sunteți alături și vă doresc vizionare plăcută! A fost o săptămână istorică pentru lumea fotbalului, o săptămână în care s-a întâmplat aproape irealul. Lionel Messi a plecat de la Barcelona și a semnat cu PSG. Contractul este valabil pentru două sezoane, dar cu opțiunea de prelungire pentru încă unul. Salariul net al lui Messi la Paris va fi în jur de 35 de milioane de euro. Cunosc foarte bine vestiarul lui PSG, am prietene aici, cunosc majoritatea oamenilor de la club. Din exterior aici pare un mediu sănătos, iar asta a ajutat să ia o decizie. A explicat Messi de ce a ales-o pe PSG. Sosirea lui Messi la Paris a fost organizată într-un mod impresionant. Cei din conducerea clubului nu au permis nimănui să se apropie de superstarul argentinian, care a avut o pază mai ceva ca lui Macron. În primele 24 de ore au fost vândute peste 832.000 de tricouri, ceea ce reprezintă un record absolut, precedentul fiind deținut de Cristiano Ronaldo, care în 2018 se transfera la Juventus. Atunci torinezii comercializau într-o zi un număr de 520.000 de tricouri. La PSG, Messi va juca cu numărul 30, primul pe care l-a purtat la Barcelona. După 7 ani, Romelu Lukaku se întoarce la Chelsea. Vârful belgian a părăsit-o pe Inter pentru 115 milioane de euro, după ce în sezonul trecut a devenit campion al Italiei. La Chelsea, Lukaku va avea un salariu dublu față de cel de la Inter. Londonezii i-au pregătit un contract cu un venit de 12 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri, astfel încât câștigurile finale ale belgianului ar putea ajunge până la 15 milioane pe an. După ce au perfectat transferul lui Lukaku, englezii ar duce tratative cu Jules Koundé de la Sevilla. Mai mult, fanii albaștrilor au și alte motive de bucurie. N'Golo Kanté și Jorginho ar urma să-și prelungească contractele pentru un termen lung. Lukaku a mai evoluat la Chelsea între 2011 și 2014, însă n-a strâns decât 15 meciuri, fiind împrumutat pe rând la West Bromwich și la Everton. La acea oră, belgianul era ignorat de mai mulți antrenori de pe Stamford Bridge, cum ar fi Di Matteo, Benitez și mai ales The Special One. Lukaku a avut cifre fabuloase la Inter, iar în echipa națională, la numai 28 de ani, acesta are 98 de meciuri și 64 de goluri, fiind de departe golgeterul all-time al selecționatei belgiene. Cei de la Aston Villa continuă să investească banii câștigați pe urma transferului lui Jack Grealish. În această vară, clubul din Birmingham a transferat deja 5 jucători: Ashley Young, Leon Bailey, Danny Ings și Emiliano Buendia, despre care am vorbit în episoadele anterioare, iar mai nou a fost adus și Axel Tuanzebe de la Manchester United. Acesta a fost împrumutat pentru un sezon. Deși toată viața le-a aparținut doar diavolilor roșii, fundașul englez o poate numi pe Aston Villa a doua sa casă. Și asta pentru că este pentru a treia oară când este împrumutat la această echipă, primele două experiențe fiind în 2018 și în 2019. Axel Tuanzebe este un fundaș central de 23 de ani care până acum a strâns 37 de meciuri pentru United în toate competițiile. Zenit Sankt Petersburg a dat lovitura și a transferat un superstar al muzicii, The Weeknd. De fapt, este vorba despre proaspătul campion olimpic, brazilianul Claudinho, un mare fan al celebrului interpret care, de altfel, îi seamănă la aspectul fizic. Claudinho a fost adus de la Red Bull Bragantino, filiala braziliană a celor de la Red Bull Salzburg și RB Leipzig. Playmakerul de 24 de ani a costat-o pe Zenit numai puțin de 15 milioane de euro. În această vară, Claudinho a fost dorit de mai multe cluburi importante din Europa, dar până la urmă a acceptat bursele pe
petroliere ale rușilor de la Gazprom. Crescut de Academia lui Milan, Patrick Cutrone își făcea debutul la echipa mare a rosonerilor la numai 19 ani și inevitabil devenea unul dintre favoriții fanilor. Acesta își continua rapida ascensiunea și în scurt timp a debutat în naționala mare a Italiei. Imaginea de astăzi a lui Cutrone este însă una total diferită. După ce a plecat de la Milan la Wolverhampton, acesta s-a tot perindat prin împrumuturi la Valencia sau Fiorentina, iar acum acesta semnează cu Empoli, o nouă promovată a Seriei A. Prețul de azi al lui Cutrone de pe Transfermarkt este egal cu 9 milioane de euro, deși acum 3 ani italianul valora numai puțin de 30 de milioane. Cutrone pare a fi tipicul jucător overhype, umflat de un club care căuta urmași pentru tradițiile vechi. Leicester continuă să fie selectivă pe piața transferurilor și să-și aleagă cu mare grijă noi jucătorii. De această dată, vulpile l-au adus pe unul dintre artizanii Danemarcei de la campionatul european din această vară, fiind vorba despre Yannick Vestergaard, un fundaș central de aproape 2 metri în vârstă de 29 de ani. Danezul a fost transferat de la Southampton pentru suma de 17,5 milioane de euro, iar contractul a fost semnat pentru 3 sezoane. Vestergaard este un jucător exemplar, acesta s-a descurcat de minune peste tot unde a fost, în Anglia la Southampton sau în Germania la Hertha Berlin, Werder Bremen sau Hoffenheim. La Leicester, pentru un loc în primul 11, danezul va trebui să lupte cu Tjaglar Soyuncu și Johnny Evans. Și-a găsit o echipă nouă un alt jucător ce a sclipit la Euro, fiind vorba despre Mario Gavranović. Elvețianul de 31 de ani a semnat cu Kayserispor în Turcia. La campionatul european, Gavranović a fost rezervă, dar a ieșit de mai multe ori în evidență. Începând chiar cu primul meci contra Țării Galilor, când a fost introdus pe final de meci, iar la prima atingere a mingii a trimis-o în poartă. Până la urmă, golul a fost anulat pe motiv de offside. Selecționerul Vladimir Petković a continuat să îl țină pe bancă pe Gavranović, deși acesta avea o poftă nebună de fotbal. Până la urmă, atacantul și-a luat revanșa, egalând la 3 în minutul 90 contra Franței, iar apoi marcând și de la punctul cu var în istorică a serii a loviturilor de departajare în care cocoșii galici au fost răpuși. Atât pentru astăzi, prieteni, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă și conectați notificările pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă pe acest canal și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!